Ministerul Sănătății a aprobat instrucțiunile privind testarea elevilor. Astfel, procedura de administrare a testelor rapide, non-invazive, pe bază de salivă, se va realiza în prima și în a patra zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs. Elevii vor fi testați în sala de clasă, sub îndrumarea unui cadru medical sau persoanelor responsabile desemnate din cadrul unităților de învățământ. Totodată, testarea copiilor va putea fi realizată și acasă, sub îndrumarea părinților. Testele care ies pozitive trebuie aruncate în coșuri prevăzute cu capac, pedală și sac de gunoi și ulterior eliminate pe un circuit separat.